Salutare, mă băieți și bine v-am găsit la cea mai nouă serie, seria în care facem reverse la clipurile cu reacțiune la cel mai bun jucător. După cum vedeți și tab, am făcut research foarte, foarte mult să găsesc cel mai slab jucător ever cu Z. Și l-am găsit pe băiatul ăsta, este Iron 4, uh, are 30% win rate, negativ win rate. Uh, uh, unul dintre cei mai slabi jucători este pe antepenultima pagină, gen până aici, până în punctul ăsta, nu, Până aici sunt toate paginile, cu toți jucătorii Ever care joacă pe uh, EUNE. Uh, Imaginați-vă că este în top de 99,92%. Mai, bă, undeva la vreo. 60-70 de jucători, maxim, maxim 67 de jucători sunt, uh, sunt sub el. Uh, dar, ca și jucător de Z, este cel mai slab jucător de Z, este ultimul de la coadă. Uh, iar noi, astăzi, o să reacționăm la un meci al lui. Nu uitați dacă vă place seria asta, cel mai important lucru. Am un challenge extraordinar pentru voi, pentru că de fiecare dată sunt un minim de 1000 de like, de 1000 de vizualizări, 100%. Dacă seria asta face în 24 de ore de la postarea ei 1000 de like-uri, ceea ce e enorm de mult, dar se poate cu ajutorul vostru, celor care vă uitați la seria asta, o să încerc să caut cel mai slab jucător de Casadin și chiar să intrăm și pe voice cu el. O să încerc să găsesc, poate nu găsesc chiar pe ultimul, ultimul, dar o să încerc să găsesc un jucător care este Iron 4 casa din, să stăm și pe voice cu el, să vedem. Au, trebuie să punem pauză ca să reacționăm la tot. Uh, o să încerc să găsesc un jucător de Casadin uh, pe care să l luăm și pe voice, poate un jucător și român, pentru că sunt foarte mulți jucători slabi în toate, în toate locurile posibile, dar dacă nu mai vreți să fii slab, nu uita să intrați pe Academia noastră de coaching, aveți primul link în descriere, deja cred că avem vreo 20 și ceva de studenți, adică am fost făcute vreo 20 și ceva de ore de coaching, nu știu de ce, a, aviz pentru Ololoș, da, care a bai nu-i prezent în clipul ăsta, vă povestesc imediat, cam toată lumea vrea să facă coach cu mine, că nu mai pot, nebuneți, că pe Ololoș când îl luați la coach, ești nebun, când îl luați, în fine, Ololoș nu este în clip cu mine pentru că eu m-am trezit mai devreme, este ora 9, la ora, la ora 10 fix am undeva la 4 sesiuni de coaching și trebuie să mă ocup de băieți, așa că na, o era super, super obosit și nu a putut din păcate să fie, dar v-am zis, o mie de like-uri, băi, din, ar fi incredibil dacă se strâng în 24 de ore și intrăm pe voi cu un jucător de Iron 4 și încercăm să vedem ce e în capul lui, ce e în capul lui, cum se joacă el jocul ăsta. Sau dacă știți voi și un jucător de Iron 4, nu uita să-mi dați mesaj sau poate îmi dați mesaj pe Discord. Bun, vine Zed aici, au lor ratează kit își dau aia flash, și De ce flash? Bă, ce se întâmplă, de ce flash? nu mai aveți ce, ce să-i facă Mai vine, mai aruncă un Q în, în, momentul ăsta bai doi în, chestii, în seriile astea cu colecții Eu o să mai dau și niște sfaturi bune Doar o să râdem, da? Bun, ideea e că acum trebuie să ducă pe mid Bă, pierde wave-ul pe mid mă, ce... A venit E mort Doamnelor și domnilor, cel mai slab jucător de Zed în lume și-a spus cuvântul în mai puțin de un minut. <laughs> și se duce pe... Bă, ce faci, mă, băiatul ăsta, mă? Hai, mă, viața mea, hai! Du-te, du-te! Mai doi, voi nu uitați de chestia asta, nu uitați de faptul de challenge-ul ăsta pe care vreau să fac împreună cu voi să vedem cât de unită e comunitatea 24 de ore. Dacă se strângă 1000 de like-uri la clipul ăsta în 24 de ore aducem oameni de Iron pe voi să vedem exact ce este mintea lor și cum putem poate să-i schimb. Să luăm așa un experiment pe un jucător de Iron 4 să-l facem jucător de gol, să vedem dacă reușim. Mamă, deci se deconectează lumea în Iron 4, mi se pare incredibil, gen, gen, mi se pare Deja au dat, au încercat să dea remake, n-au reușit, stă foarte mult pe loc, la asta mă așteptam să stea, să stea foarte mult pe loc, mă aruncă cu chiurile alea de zici că, bă, zici că e frică să aibă cul, cool. de-a un mă mâncava și gura asta. ia uite-l, aud-o, mișcă Puiu. nu, nu mai te știu ce faci! E robot! Și acum ce faci? Ce a făcut Mama! Mă gândește cu procesorii Intel de la Intel Core! Nu da, a făcut kill, da, nu prea nimic, pe păi noi ne interesează pe set. Hai să vedem zedule, hai viața mea, hai! A, bun, ce a putea să fac aici? A trebuit mare parte să, să dea record, pentru că dacă fii joacă bine aici, poate să facă dive. Yep. Aolo, fi pe tower. Aolo. Aolo. Eu nu pot să... Mă, ce se întâmplă? MA mă, mă, ce? N-am, 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 Ia, yeah, stai, să mai gândiți-o un pic. Hai, hai, apasă, pe B, B, B. Hai. A, i-a luat? I-a luat 5 secunde să dea poți. Bă, bă nu se poate. <laughs> opa sa ne acolo, să vedem o Q extraordinar. Fi. Bă, ce face jucătorul ăsta de zeni, bă, Bă, mi se pare robot, bă. Bă, fraților, bă. mă! Mui curios de asta fac zic dacă să, bă, 1000 de like-uri 24 de ore la clipul ăsta, Facem, uh, hai mă, hai mă mișcă -te! facem clip cu un jucător de Iron uh, pe Voice. Chiar sunt curios ce gândesc cu oamenii ăștia, ce, ce, ce au în cap în momentul, în momentul respectiv, pentru că eu v-am zis, mie mi se pare genul mit să fie Iron 4 gen pe bune ca player, gen e foarte e imposibil aproape, e imposibil. Dar uite că unii oameni, da, poate nu iau jocul în serios, dar e păcat că ăștia chiar iau jocul în serios, de. Hai mă, hai du-te mă viața mea, hai mă, fă, fă, -și tu ceva, hai că ai, ai un kill, Moro mă cum l-ai făcut, nu mai comentă, de, 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 -de, -de, -de. Aa... a... Nu. Logul, cred, nu? <gură> Bravo, nu știu ce de când dispare și două pe el, dar n-am înțeles-o, bun, under level, să vedem cum manageria zil situația. Dacă dă vreun poc, dacă dă... Aolo, aolo, că i-a rupt mâinile, fiz. la V-am zis, jucați-vă, fiz boys. Uite, încă un lucru la care am avut de fiecare, dată dreptate. Băi, jucați-vă, mă, fiți, bă. Băi, atât de ușor ăsta, era un 4, fiți ăsta. Toată lumea de meciul ăsta, era un 4, 0, Gen, fiz ăsta... Îi rupe mâinile la băiatul ăsta și măcar nu se chinui, măcar nu știe ce face. Și ce zic? Ei, uite del. Hai, mă, Bravo, bravo. Vedeți că s-a format, ok, mai da acolo câte un Q. Ce face? Pune word? Nu pune word? Nu, nu știe nici el ce... Uitați-vă da pe fiz două word sus și jos! Ia, opa, opa! Wow, 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 ușor băiatul meu, ușor! Ușor, ușor, ușor băiatul meu, că... Mă, se bagă fix foarte agresiv. Dacă mai dă acolo un hit rapide. bă, vă să că... Opa! Stai puțin, că începe, începe să joace! Începe, dar de ce sta... Bă, de ce face, mă, răspunde pe, pe Facebook la mesaje, ce face? Opa, Q? Nu, nu te mai apropia de chiar ultima. Te mai Q? S-a n-am văzut eu, po poți să nu fi văzut uh, eu. Vine și Vana Gang și Vana Level 3. Oh my god. O să dea Fizeu ce mai aproape aia și capă și aia. Uh, Z să facă level 6, să vedem level 6 ale lui să dăm puțin speed așa la, la gameplay ca să fim siguri. Bun, haide. Bye, doi, boys! Vai, uh, nu, știu, nu știu dacă v-am zis la început, bar n-am, uh, nu uitați să intrați pe Academia de Coaching pentru că uh, probabil vă întrebați de ce nu este Oloș în clip, uh, Oloș doarme uh, pentru că eu am acum mai multe, mai multe sesiuni dimineața asta cu trei... Mamă ce-a făcut pentru asta, că dacă fac ăștia așa ceva la coaching turbesc, i dat direct ultimată ok, am făcut kill măcar, mă, am făcut kill. Am mai multe sesiuni dimineața asta uh, și, na, o luși fiind liber, că nu a vrut nimeni cu el, ha-ha, uh, nu, cred chiar are după amiază. Na, a dormit și el un pic mai mult și de asta nu e în clipul respectiv. Nu știu dacă v-am zis la început sau nu, pentru că am tras două introuri că uh, chestia cu omul pe voice, cu casa din cu 1000 de like-uri, mi-a venit după aia, în timp ce am făcut intro-ul și am vrut să mai trag încă o dată intro. Nu știu dacă v-am zis sau nu, chiar îmi pare rău, nu, dacă v-am zis la început, îmi cer scuze. Ia asta, feca, turbesc, nebunesc cu asta, budesc, înnebunesc, înnebunesc, ne budesc. cât sta, feca? Doamne, am dat speed-up ca să pleci plec odată, bă, băieți. Am dat speed-up să pleci odată, bă, băieți. Dar, vai, nu uitați, bă, mi, -mi s-ar părea ireal să reușim 1000 de like-uri în 24 de dolari să luăm un jucător de iron. Și, by the way, încă o chestie genială. lăsați în comentarii uh, întrebări la care. Uh, gen, ce întrebări să punem la jucătorul de iron. Ce curiozități aveți voi de la un jucător de iron? Bă, gen, îmi pare rău că mă cum compor, zici că e altă specie de om, tot oameni sunt ca noi, poate unii chiar mult mai reușiți în viață, dar să slabi la jocul ăsta, gen, a, a, opa, ăsta e, e contentul, da, despre jocul respectiv, ei poate să fie multimiliardari și ne pun și să nu le peste de noi, opa, Z, atenție la acțiune, Z, uită și, da, și atati. opa, frumos, hai, hai. Mm, vine acum, stai și că vine eu acum, fie din, fie ia uite-l, joacă, nu si-a calculat nici energia. DW acum! Mama, dacă se rea acolo cu w ul 1-4, mă vedai, da? Mă dă în 1-4, bă băbatul sta. Hai, 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 băatu meu. Hai, bă, stiu că pot, stiu că pot. Ok? Mama, si bate-i joc, Delfi. Bro, si bate-i joc, Delfi. Bro, si bate joc de Delfi. Ia da, ia da, un what? Zet bine, bine, bine. Și luat lista de gold, nice. Hai că vine Lilia, hai să vedem ce sa facă versus Lilia. Via Lilia e un țiot mm, nu l-a lovit. Wow, și a dat un tower hit. Bro, for dar unde fuge? Bă, Turet al pa. Bă, 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 unde fugi? Bă, dar n-a fugit. N-a fugit un tower. Ia, ia, ia sta, da Mă nu știu ce facem. mă, mustă cu alta. Bod să uita serial mă cred băiatul ăsta, mă. Ca n-are cum, mă, să uite. Opa, frumos, frumos aici. Dacă se dea W, o să dea și hit, cred că chiar era super ok. Ia ce după Fizz. Ne nebunesc, are ceva cu Fizz. E vine acum Ru, atenție. vine Ru, are și Ignite, o să vină acum să dea Ignite. A dat pe Toa. Toa. Doamne, bă o bă, bă eu, cred că e merge în lac, bă. Opa? Hm. A scos flash-ul, deși... Dacă era rapid și dea W-ul încă o dată și apăsa pe R, cred că o putea pe Lilia acolo, cred, nu știu, nu știu, nu știu, nu, nu, nu știu. chiar nu știu. Mă rog, are... Mamă, dacă câte să dau ca mă nebun... A văzut controlul, deși nu-l... Ok, atenție, se duce pe bode la acțiune Z. O vede pe Lilia. Hai să vedem uh, combo-ul Z. Pregătiți-vă pentru W extraordinar. Un combo Ce-a fost, mă, mâncați aici? Mă, mâncați aici, Ok, whatever, nu, nu știu exact ce s-a întâmplat, I don't know Bun, dăm mai departe, am murit S-a dus și am murit Este abia jumătatea meciului Este abia jumătatea meciului și băiatul asta... Ok uh... Na, nu, 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 e, eu, e, nu mai, nu mai am o cuvinte, mi-a murit creierul, mânca v -aș gura să vezi să vă mint. Hai zi, ce faci? Ce faci Zed? Bă, da, moare de la nimic, mă, mă, da, moare, moare de la nenoroc. Aolo. Ia s-a... Bă, băiatul ăsta moare, bă, fără să dea un pumn, mă, bă, un click pe ei, bă. Mă, cea... Mamă, cum e posibil? <grijin> dar nu, da, nu înțeleg cum... Încă nu și-a la buți, by the way. Încă, încă nu are buți, încă nu are buți. Băi, mă așteptam să joace gen nașpa, da, că na, vă dați Iron. Nu, dar cu quadra, e bine. Dar, bă, dar gen, gen moare de la nimic. Gen moare de la nimic. Ok, face... Ia, ia, stau, stau, ca Bro, stau. Uitați-o. El s-a dus la Roma acum. Brad! S-a pus AFK! Ia. A dat... Ce faci, mă, 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 ce faci? Sau să farmeze acum? Aoleu, ok, bravo, a luat nu? bun. Bun. E bine? Acum ce face? Îl pe mid? Ce face mă băiatul ăsta? L-a apucat, l-a nervii pe scatul ăla Ia uite ce pumnii de la scata ăla Ia da fiți ultimata Dă râ, dă A dat de râ, de râ. A de a râ prea L-a apucat nervii, și-a dat toate abilitățile pe scatul ăla L-a apucat nervii pe scatul ăla Bă, l-a... Bă, nu i-a plăcut cum i-a zâmbit scatul ăla, mă, ești nebun? Bine, văd că și aia joacă Mamă, dar nici echipa lui nu prea... Nu prea... Pare că toți sunt acolo, bă. pare că toți sunt... Ia, ia sta feca. Ia să te A uitat și i iteme. S-a întors înapoi și a dat acum iteme. Mă băiatul ăsta stă mai mult al tabu meci, ești de bun. Deci legit. legit. Cred că asta e principala greșeală pe care o face. Până că. Și-a dat flash. Ok. L-a bătut uh, fiz instant. Sunt curios până, până unde moare Gen, eu, eu, nu știu scorul, că am dat repede de uh, ca să nu ca să nu văd scorul că nu avea nu avea niciun sens așa. Dar opa, 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 în sfârșit, în sfârșit W, W, W. Hai zi, hai hai Tu de faci un kill. Hai de bătată. Nu? S-a oprit să farmeze. Nu? S-a oprit să s să pară nimeni No, no, no De fapt vine acum Vine acum Zesei Nafis Bă ce a... Nu știu cum să vă zic eu vouă, dar pare că băiatul ăsta nu prea vrea... Nu prea vrea... Bă, pare că nu prea vrea să câștige, gen Ce face aici pe bot, acum? Gen, nu are... Asta vă zic mereu, bă, trebuie tre 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 să aveți un plan în minte, gen, ce vrei să faci, mișcă Pare că, uite, e pie... pare că e pierdut, gen, știi? Pare că e pierdut. Chiar pare că nu, uite, nu... Cum să mișcă, el nu, el nu prea... Nu prea știe unde ce ar trebui să facă, gen. Ia la prins ăștia. Ia a dar aici am cer cercat. bă, bă, putem să zicem că aici am încercat. Bă, aici, aici chiar putem să zicem că am încercat, gen. Aici era deja prea fidată. Lilia Report, mai timp, gen. Nu are, nu are legătură cu faptul că are 11 de dori. Omul ăsta, gen, nu și-a bani, ca să înțelegeți că, da. Opa, opa, opa! Bă, dacă ai fi pus... Da, nu, dacă e pune ignai, nu-l bătea, nu-l bătea. Nici așa nu-l bătea. Da, se duce non-stop, mai prinde un... Bă, eu când v-am că moare de la nimic. Bă, eu când v-am că băiatul ăsta moare de la nimic. Voi și... Și voi nu m-ați crezut? Doamne, deci am atâtea întrebări pentru un jucător de Iron, deci am atâtea întrebări, vă rog eu să facem 24 de ore, 1000 de like-uri în cap. Dacă la 1000 de views care se fac în 2-3 ore, da? 1000 de views se fac în de obicei în 2-3 ore, dacă iau 1000 de oameni au dat like, definitiv v-am pusat o dată, gata, e GG, ești de bun, e GG, s-a făcut clipul. Și vreau să lăsați voi în comentarii ce întrebări mai aveți și voi, că am eu niște întrebări. Bun, aratat. Să vedem din nou acest uh, combo insane de pe uh, King13 Îți dă ultimata foarte bine, ratează fiecare kill posibil și dă flash peste Timo pentru a bulversa adversarul Și printr-o minune a fecioarei Maria uh, și a ajutorul Ignite-ului care nu ratează niciodată uh, Are reușit să facă al treilea kill Mi se pare... <laughs> bă nu e, deci bă bă las-o bă că nu Bă, e, e... Na, e, e, e mult prea inuman. E, e... iar, iar moare de la nimic. Iar moare de la nenoroc. A, iar am... A... De cap. Bă, iar am murit de la nenoroc, bă, băiatul. Bă, iar am murit. Bă, da, vezi că ești de la asta chiar să chinuie, mă, ești de bun. Ma... Nu, a încercat, a încercat. Da, să-ți mai spawnează și el, bun. Ok, de data asta n-am mai stat AFK, e un uh, punct în plus A, iar se iar moare de la nimic Bă ăsta, ăsta Ăsta moare pe spawn Bă ăsta moare pe spawn, nu înțeleg Eu nu, nu mai, eu nu mai, eu, eu vreau să dau la ultima fază, opa Crezi că a făcut kill încă n-am făcut niciun kill, tot am murit pe spawn. Vreau să văd ce se mai întâmplă aici la final, pentru că nu... Eu, eu, eu nu mai pot, îmi pare rău, îmi pare rău, nu vreau să fiu hater, nu vreau să fiu supărat pe mine, nu mă cred cel mai bun jucător, nu sunt uh, cel mai bun jucător, dar sunt jucător bun, dar... Bă, îmi pare rău, bă, așa ceva nu ai, bă, bă, bă cum, cum? Bun, hai să vedem. Și aici nu vorbim că ok, s-au fi dat și el o în continuu. Cum a jucat totul la început, genie, e, e, e bine nebun, băi, nebunie, mă, băi, eu vreau neapărat, bă, vă rog eu să facem 1000 de like-uri în 24 ore la clipul ăsta, vreau neapărat să stăm de vorbă cu un jucător de Iron 4, să vedem exact ce, cum gândește el, cum se joacă, cum, ia uitați-vă, iar a murit de la nimic. bă, oriunde dau un meci, omul ăsta moare din nimic, bă, bă, moare din, de... încă n-are buți, încă n-are deci omul ăsta dacă ar scrie o carte ar fi Z Z The Fallen Soldier, buții un mit. Și <laughs> au dat surrender. Ah, nu, le-a dat -mă end. Le-a dat Timoen. Le-a dat deci, boys, dacă vreți să mai căutăm uh, jucători, unii dintre cei mai slabi jucători, și vă place să reacționăm cum, bineînțeles, dacă stați să vă gândiți, seria asta e un fel de reacționez la Iron 4, știi, gameplay, uh, cum am mai făcut, însă acum căutăm jucători specifici pe un anumit campion. Uh, dacă se fac mie de like-uri la clipul ăsta, în 24 de ore, nu mai mult, uh, căutăm un jucător de Iron 4 sau poate găsiți voi, bineînțeles, ar fi tare să fie și român, uh, ca să discutăm cu el să vedem, băi, exact, bă, ce facem, mă, cum se joacă, le întreb tot fel de chestii și poate. Toate. Aveți și voi întrebări, așa că le stați în secțiunea de comentarii ca eu să le iau acolo să facem un clip cu toate chestiile astea. Sper că v-a plăcut clipul, Na. ne cerem noi scuze pentru cei care s-au obișnuit la dinamicul ăsta două cu mine și o loloși, dar v-am zis, nu a putut să fie prezent aici că e și omul foarte, foarte obosit. Iar eu, eu practic am fost nevoit să mă trezez mai devreme pentru că încep, încep sesiunea de coaching în dimineața asta. Până atunci nu uitați să intrați acolo pe de Academy dacă doriți și voi, bineînțeles, căuci sau de gratis pe care le oferim în aproape fiecare zi. Încercăm, dar acum, având în vedere că abia am deschis platforma, total așteptărilor noastre din prima zi în care practic n-a fost nicio comandă, dacă stai să te gândești așa, că abia să deschizi genul au început comenzi foarte multe și ne, bucură chestia asta, dar e foarte mare haos în momentul ăsta. Vă mulțumim tuturor care aveți gen care ne-ați dat și aveți încredere în noi uh, și da, deja băieți încep să câștige după câteva ore de cău deci pot să zic că bă, îmi fac treaba bine îmi fac treaba bine, mă, că eu știu bă știu bă să vorbesc, mă. știu să vorbesc cu jucatul la mine, mai da, de vorbit știu să-ți explic v-am pat o zi bună vă doresc și ne auzim diseară la ora 8 uh, pe live, papa pa.